Cetățeanul român dat dispărut în noaptea în care un camion a omorât 10 de persoane și a rănit alte peste 100 care asistau la un foc de artificii în Nisa a fost identificat după aproape o săptămână. Din nefericire, bărbatul din județul Gorj a fost găsit mort. Numele lui apare pe o listă cu victimele masacrului făcută publică de autoritățile franceze. Cristian Coman avea 34 de ani, iar în seara atentatului se afla împreună cu soția și fiul lor de 8 ani în vacanță. Familia din Rovinari, care locuia în Austria, a fost dată dispărută după atentat. Copilul a fost identificat de bunici într-un spital de pediatrie în stare de comă, iar femeia a fost găsită după 2 zile într-un alt spital.